Donarea de sânge aduce mai multe avantaje. Primul avantaj este acela că starea de sănătate a donatorului este controlată printr-un set complex de analize care se fac la recoltarea de sânge. Pe lângă acest aspect, se mai adaugă și o zi liberă plătită de la locul de muncă, dar și acordarea unor tichete de masă. Primul avantaj al donatorului de sânge cred că este starea de bine că ai făcut o faptă bună. Un alt avantaj este că are un set de analize gratuite. Deci el știe despre starea lui de hepatită B, hepatită C, HIV, transaminaze, sifilis, hemoglobină. Deci beneficiază de o consultație la cabinetul nostru medical. Aceste analize le poate le ridica la cerere. Are o zi liberă zi liberă de muncă de la locul de muncă, deci pe baza unei adeverințe pe care centrul de transfuzie eliberează și acele 7 etichete de masă pentru a suplimenta hrana și aș reface cât mai repede hemoglobina. Sunt în jur de 70, valoarea este 70 de lei, tichete de alimente. De multe ori însă donatorii, spre cinstea lor, renunță la aceste avantaje materiale, în special la ziua liberă de la serviciu, care, din vari motive, nu se acordă la toate locurile de muncă. Majoritatea sau toți donatorii noștri, pot să spun, nu vin pentru aceste lucruri, adică pentru aceste etichete sau ziua liberă de foarte multe ori nici nu o solicită, pentru că probabil că la multe locuri de muncă tehnologia nu permite atât de ușor înlocuirea unei persoane și trebuie o organizare deosebită. Mai sunt și persoane care donează sânge pentru cunoscuți sau au avut apropiați care au trecut prin aceste momente, acestea fiind la rândul lor extrem de apreciate pentru gestul pe care îl fac. Dar ei vin pentru că au pe cineva bolnav, cunosc o persoană, am avut situația unei persoane cu necesar de sânge din zona Bradului, au fost foarte mulți donatori, cunosc pe cineva sau poate că au mai donat odată pentru cineva cunoscut, pentru cineva drag aflat în suferință și au revenit, gândindu-se că sunt în spital oameni care au nevoie de sânge și care poate nu au niciun nepot, niciun copil sau un prieten care să doneze pentru ei. Și atunci acești oameni se gândesc că dacă eu am putut să ajut pe cineva din familie sau dintre colegii mei, poate că ar fi bine să mai repet acest gest pentru că și alții au nevoie și poate că nu au prieteni atât de apropiați care să poată dona. Din păcate, la ora actuală, cererile de sânge de la spitale sunt foarte mari, iar stocurile Centrului Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva sunt limitate. De aceea, toți cei apți din punct de vedere medical sunt așteptați să se alăture campaniei Donarea de sânge, o faptă bună în tolba lui Moș Crăciun, inițiată de Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva. Se poate dona sânge la centrele fixe de recoltare din Deva, vis-a-vis de Casa de Pensii, la Hunedoara, la etajul 2 al Policlinicii Spitalului și la Petroșani, la Policlinica Stomatologică, la etajul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 12. De asemenea, donatorii sunt rugați să urmărească paginile de Facebook ale Centrului de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva, pe care se anunță în ce localități vor fi prezente caravanele mobile de recoltare de sânge.